Astăzi o să fim alături mai mult de mafios, ca de obicei, de Crăciun și de Revelion. Este perioada aceea din an. Vă știți, mă, că și așa au concediu după 18 decembrie ca să aibă timp să meargă la cumpărături și la Mega? Ce? Ce au zis? Deci se iau 4-5-6 zile de concediu, pe care nu le mai lavare, să duce aia singură cu fetele până țin și unde la retreat. Da, în alea că ea mai are zile de concediu și ea pleacă la vară, știi? Și tu îți rămâi să la hor copii. Vara, că tu ți le-ai luat ca să faci pe la Mega ture. Până în jur de 15 decembrie, că după aia nu cred să mai lucrez nici la miliție. Bă, voi trebuie să faceți o faptă. O faptă pentru care să fiți reținuți. Bă, tu gândești numai la astea. De sărbători. Pe 2-3 ianuarie ieși. Bă, băiatule, nu vorbești cu nimeni în familie. Nu mergi la soacră ta. Nu mergi la Mega. Nu te îmbraci de Crăciun, Revelion la mese. Ăia toți acasă mormântărezi. Zici, mă rog, nevastă ta e de treabă, dar durmă aici tu, da? În alte, da? Sorcov. Cheltuială de Revelion. Cadou ei de Crăciun. De când să-ți iau de în arest? N-ai cum. Bă, gândiți-vă la câte avantaje, bă, scap de toate lucrurile astea, pac și ești fresh pe 3-4. Bă, dar gândiți-vă că după 18 începe jihadul ăla marelei, marele. Bă, vin și pe aia care pleacă săraci de ei la cumpărături. Pleacă ei pe 18, așa, vin pe 24. Bă, dar pleacă ei la cumpărături așa și el e în supermarket, a ajuns să ia lista, știi, și o sună pe aia. Și el nu răspunde. Trece minte. Ce făcea? Eram la baie, făceam caca și n-am răspuns și el e idiot cu lista, tâmpit exact ca ea de la bingo care mă sună. Bună ziua. Nu vreau să mă suni, vreau să-ți am dat aia, ia alea și vină. Nu mai mă suna, care să... Știi ce se întâmplă? Mi-ați spus aici două baxuri de Coca-Cola de 6, n-au decât baxuri de 4. Omoară-te right the fuck now. Și îl iau de 4? Nu, ia cocaină. Ce dracu întrebare e asta? Da, ia de 4, ia de oricât, ia de la sticlă. De ce mă întreb? N-au de 6, iau de 4? Dar ce crezi că se întâmplă? Adică e de 4? De ce e înăuntru? E altceva? Ce se întâmplă? Ce întrebări? Bă, și el stă ca tâmpit în fața la galantar și o sună pe aici. Și asta, ești tâmpit? Îl ia pe el. Ești tâmpit? Ți-am spus de 3 ori ce să iei. Păi da, au mai multe branduri. Eu v-am spus. Acum 2 ani de zile a fost verdictul pe Crăciun. V-am spus de 100 de ori cum scăpați de asta. Voi de acum 2 ani de zile trebuia să spargeți tot. Bă, ia când îți spune pe telefon. Bă, ia brânză Hochland. Sau ce dracu îți spune, da? Tu vii cu varză de Bruxelles. Păi te-am spus să iei brânză. Da? Bă, dacă de 5 ori faci asta, ea se duce ea. Voi tu înțelegi?